Pe un picior de plai, pe o gură de rai, mării se întâlniră și în drum se opriră trei turme de miei, cu mulți ciobanii. Ce ziceți, domnul Cașei? Care-i problema? La apus de soare, vor să mi-te omoare. Măcar să fi fost deștepți. Minimum 6% vorbe de luni până vineri. 11 metri cu Andy Stănescu și Radu Banciu la Sport Total FM. S-au împlinit zilele trecute 23 de ani, aproape un sfert de veac de la foiala din decembrie 1989. 24 de ani. Da. 24 de ani. Deci mai avem un an până la 25, un sfert de secol. Ce repede a trecut vremea de la lovitura de stat, hai să o spunem pe aia dreaptă, că despre asta a fost vorba. Ion Iliescu i-a luat locul lui Nicolae Ceaușescu. De asta s-a întâmplat. Nici măcar o lovitură de stat, o lovitură de palat, de scara blocului, de asociație de proprietari, mai degrabă. Asta a fost, adică eșaloanele 2, 3, 4, 5 ale fostei securități și Partidului Comunist Român și-au mazilit șefii. Ba, chiar pe unii i-au curățat. Da, la loviturile de stat, de regulă, în țări din lumea a treia, România era o țară din lumea a treia atunci. Una nu mai e din lumea a treia, mai e din lumea a doua. Atunci era din lumea a treia, se produc întotdeauna la fel. Eșaloanele inferioare dau în cap ălora care sunt deasupra. Și am explicat chestiunea asta. De cele mai multe ori se întâmplă când șeful e plecat din țară. În Africa, de corect, obicei, se întâmplă când e dus la o întrunire dintre asta și îi se spune la ureche, la masă acolo. Ai dracu, colo de este, bă. Pălește ăla dintr-o dată că nu mai e șef de stat. Dar mai bea niște sucuri și mai mănâncă niște pateuri la masa aia, deși el, de fapt, nu mai este mare calitatea de șef al statului. De obicei, așa se întâmplă. Toate marile bulversări din țările lumii a treia au avut loc când președintele țării era dus. Mai se întâmplă și în timpul somnului, pe unii i-au otrăvit garda personală, avem tot felul de referințe de-a lungul timpului. Dar cele mai multe au fost așa. Ăla era în deplasare, în Africa în special. Era la sediul Națiunilor Unite de la Nairobi sau la adunarea Statelor Uniunii Africane, care se ține în fiecare an pe undeva. Și era dus cu pluta, să zicem, era la Khartoum. Sau la Addis Abeba, acolo se țin foarte multe. Au un sediu, organizația asta a Statelor Africane, la Addis Abeba, un sediu foarte frumos. O băga miliarde în el. Acolo se întâlnesc. Pe la Cairo mai aveau loc, doar în zone dintre astea interesante. Și tu erai președintele, să zicem, din Malawi. Tu erai la Addis Abeba. Când ieșai din spațiu aerian al Republicii Malawi, te îndreptai încolo spre Kenya, în sus, gata. Aia deja dădeau lovitura și când ajungeai la Addis Abeba, tu nu mai erai președinte. Deci așa se făceau. Sigur că și în România, noi fiind o țară primitivă, pe vremea respectivă, noi eram ultimii. Noi și cu albanezii închideam cortina în Europa. Sigur că am procedat în această manieră. Păi în ce manieră vrei? Au ieșit niște muncitori pe stradă, țărani n-au fost. Muncitori au ieșit, oameni care nu vreau de fric și nu zină și acasă, n-aveau unde să se spele, n-aveau unde să mănânce, ei nici nu știau să stea la coadă, dacă n-aveau neveste sau mame, nu vreau și de foame, că nu știau să se trezească la patru, să se ducă la coadă, că trebuiau să meargă la uzină. Ce vrei, asta a fost. Mai simplu decât atât, nici nu se putea. Așadar, țara a fost condusă vreme de aproape un sfert de secol de foști activiști de par să le supraviețuim, pur și simplu. Nu prea le convine că n-au reușit să ne curețe chiar pe toți, ăia pe care ne numeau golani, ăia pe care îi numeau golani, pardon, în 1990, dar ce să-i faci? Nu ne-ați putut îngenunchea pe toți, nu ne-ați putut cumpăra pe toți. Până la urmă trebuie să ne suportați așa cum suntem, știu că vă deranjează. Mai avem și o altă, mai avem un motiv de satisfacție, istoria oricum vă va arunca la tomberon, la lada de gunoi, tovarăși. Tovarășul Iliescu și cu ceilalți tovarăși, pentru că acolo este locul vostru. Ba, pe unii chiar nu-i va menționa.
nu veți ajunge nici măcar în manualele de istorie, chit că ați trecut pe la președinție sau pe la Palatul Victoria. Asta e o satisfacție și încă una, ne bucurăm, ne amuzăm și chiar ne simțim foarte bine când vedem cum vă comportați atunci când sunteți chemați prin capitalele Europei Occidentale sau la Washington. Cum transpirați și cum vă fâstăciți în fața celor pe care îi numiți voi colegi. Aia nu vă sunt colegi, aia sunt chiar politicieni. Și mulți dintre ei chiar apără interesele țărilor care i-au trimis, unde i-au trimis sau care i-au numit, ori i-au ales. E, ajuns și în fața ălora, cădeți voi în genunchi. E un moment bun să vedem. De fiecare dată mă bucur când văd un politician român pus la respect așa. În genunchi pe coș de nucă în fața unui politician din Occident. Mă bucur pentru că știu că politicianul român este un impostor, prin definiție. Amuzant este că acești activiști... Mai nou chiar un bou. Da. Am văzut în foarte frumosul Plugușor, celor de la Academia Cațavencu, în mai multe strofe, că așa începea Plugușorul. Aho, aho, copii și frați, că voi ce mai sunteți curați. Veniți cu Surcova la boi, așa începea. Da? Titlul este Plugușorul politicienilor. Deci veniți de-i sorcoviți pe boi. Cam asta era, era foarte bun început, direct. Încă e ca aia lui Banchiș în textul lui, m-a sunat prostul de graură. Așa, între două virgule, fără nicio legătură cu subiectul. Da, deci politicianul este bou. Este bou ăla din fabulă, dacă mai țineți minte, un bou, un post mare. Da. Țineți minte la Grigore Alexandrescu? Cam ciudat vine. Sigur. Dar asta se întâmplă în oricare loc. Și el nu-și mai recunoștea vițelul. Da? Nu-și mai recunoștea odrasla. Da? Eh, exact așa și la noi. Bă, un post mare. Păi uitați-vă la Gigel Coman ăsta, analfabetul ăsta. Dacă mai în pragul pușcăriei. De exemplu, senator. Da? A ajuns la PC acum, dar a fost și pe la PSD. Cum poți să pui... Știi când a zis la televizor? Dar ce meserie ați avut? A stat așa un pic, s-a tot gândit și nu știa cum să formuleze și a zis, meseria mea este auto. Auto? Da. Wow. Deci meseria lui era mai prost și decât Vasile Turcu. Deci nici măcar Vasile Turcu, care este chiar talpa țării, adică sub Vasile Turcu nu s-a născut nimeni, mai puțin dotat la intelect. Vorba lui Jean-Michel Larquet, el a un cui de poule. Așa? E bine, am văzut acum că Gigel Coman este chiar sub el. Deci el era senator, mă. Meseria mea este auto. Asta a putut să îngaime. Și mai e un lucru amuzant. Ne veselim când îi vedem pe activiștii și securiștii ăștia încercând să se transforme, nu știu dacă ați observat asta, poate că unii dintre voi ați observat, într-un soi de aristocrație, așa. Nu i-ați văzut? Sigur, mă refer la faptul că își etalează șuncile în mașini de lux și case de lux, în tot aceapă, slănină și brânză împuțită miroase în ele, chiar dacă sunt de lux. Nu, încearcă să formeze așa pe grupuri și grupulețe un soi de nobilime de asta, funciară, nu, puteți să-i spuneți cum vreți. Se îmbracă într-un anumit fel, poartă insigne pe la rever, se dau rotunzi, au devenit creștini de unde erau atei, au îmbrățișat, au împrumutat tot felul de ritualuri. Bă, nu vă stă bine, pe bune. Mi-aduc aminte de Gigi Becali, dând un interviu la un post de televiziune, îl prezentau la palat, stând în fotoliu, și vorbind cu moderatoarea, o fufă, despre omul Gigi Becali, nu despre latifundiarul Gigi Becali, preocupările lui, pasiunile lui, angoasele lui, încercau să facă din el un intelectual în emisiunea aia, iar el, parvenitul, studiase un picuț, se vede treaba, emisiuni înregistrate cu Liceanu Pleș, încerca să gesticuleze ca aia, să vorbească, evident că nu-l prindea. Așa nu vă prinde, la fel cum nu vă prinde pe voi, stimați tovarăși, stilul ăsta, pospaiul ăsta, nu știu cum să-i zic, poșghița asta de civilizație. Încearcă, precum fanarioții, să se substituie, dacă vreți, foștilor stăpâni, care, între noi fie vorba, parcă erau mai eleganți. Nicolae Ceaușescu era un pic mai elegant decât senatorii și deputații de acum. În prostia lui, în impostura lui, în analfabetismul lui,
era mai autentic decât sunteți voi în momentul de față. De altfel, asta se vede și în ceea ce privește evoluția odrazelor dumneavoastră, stimați tovarăși, geaba îi trimiteți la cele mai înalte școli ale Occidentului, că tot proști se întorc. Nu se poate altfel, mă. Că dintr-o sămânță de ceapă nu o să răsară niciodată un trandafir. Ei sigur că v-au moștenit calitățile. Asta e situația. Nu încerca să-i școliți, că tot plăcinte se întorc în țară. Așadar, vă urăm Crăciun fericit, stimați tovară, și vă anunțăm că am supraviețuit și avem de gând să supraviețuim mai departe și să vă îngropăm măcar pe unii dintre voi. Atâta satisfacție cred că merităm și noi. Apropo de asta, am scris un prieten, am să-i dau numele, firește, despre odrasla unui băiat, deștept care după Revoluție s-a ridicat de la bișnițar, făcea bișniță prin drumul taberei, prin zona Ghencea, făcea bișniță prin blocuri, avea casete video de închiriat sau de vânzare, s-a ridicat și a ajuns mare funcționar bancar, funcționar de rang înalt, în fine, să nu-l numim și pe ăsta, ci care odrasla tot așa, la o facultate atât de talentată încât îi aruncă profesorii lucrările la coș, da? Ce zăba, și trebuie să-l treacă. Hey, au mai fost odrasle prin Anglia, prin Elveția. Plăcintă nu s-a întors din Elveția că a zis că sunt prea triști. Ăla e, e cel mai bun exemplu. Păi erau triști. Bineînțeles că în Elveția e o tristețe din toate punctele de vedere. Numai că la universități se mai făcea și carte. Asta era singura chestiune și se făcea pe bune. Adică tu acolo erai un simplu student, nu contează cine era tactul sau măta. N-avea importanță. Odată ce ai intrat la cursuri, te judecau ăia absolut fără niciun fel de discuții. Bun, haide să ajungem totuși la subiectul nostru pe care o să-l exploatăm astăzi un pic. Încălcarea flagrantă a drepturilor TV privind difuzarea meciurilor din Premier League în România în acest weekend, mai ales pentru că noi am anunțat-o în mare pompă. Domnule, Eurosport a achiziționat pentru România drepturile celui mai important campionat de fotbal din Europa și că din acest weekend, exact la momentul potrivit, pentru că se știe în Anglia, marile meciuri în general sunt comasate la sfârșit de an, ne așteptau trei etape până pe 2-3 ianuarie, aici au incluzând-o și pe cea de anul nou. Așteptau meciuri adevărate, sute de goluri, așa e în Anglia, în marile meciuri. Este singurul campionat din lume unde derbiurile se încheie cu 6-7 goluri. Deci un regal pentru telespectator care nu trebuie să facă absolut nimic decât să revină pe Eurosport, canal pe care poate că nu-l mai frecventa în ultima vreme, dar l-avea în memorie butona acolo, așa cum am făcut cu toți în acest weekend, evident, și eu m-am grăbit să ajung acasă. Mi-am modificat programul, am zis, hai vă să vedem totuși un pic atmosfera aia, vreau să-i văd și eu pe aia în tribune acolo, văd un gol al lui Suarez, până la urmă canci, că lucrurile n-au stat așa. Prima repriză oricum difuzată de RCS la Liverpool Cardiff, n-am fost prezent, eu m-am instalat de la pauză, deja nu mai era nimic. RCS-ul a retras transmisia, RomTelecom n-a transmis deloc. Și am înțeles că pe ceilalți operatori de cablu, de la UPC până la Opincă, toți ceilalți au transmis. Ines, adică Opincile au transmis, Blădicile nu. Orange, Ines, UPC, toți ăștia care aveau interesul să o facă, au transmis în condiții absolut normale. De la Eurosport, de aici din București, semnalul pleca impecabil. Hai naibii, la ăștia s-a putut, mă. S-a putut. Atenție, nu e o scuză, întrucât Eurosport a mai făcut odată acest lucru. Mai cumpărând odată în trecut Premier League și difuzându-l tot așa. La mulți ani. Bineînțeles. Și atunci toți operatorii s-au aliniat. E bine, am aflat, ca să luăm cu începutul, că RCS-ul a retras transmisia introducând săriturile cu schiurile din minutul 45, încă nu se suflase. Am înțeles, nu era încă pauză când au scos meciul, pretextând foarte sfărăitor așa și cu un comunicat dintre ăsta stufos și într-adevăr extrem de sobru, că ei renunță la această transmisie din motive de protejare a consumatorilor din alte țări unde ei au interese comerciale, Ungaria, Slovacia, Cehia, recte,
că au fost sunați de abonați de acolo, vădit nemulțumiți, că la ei a intrat programul Eurosport în limba română. Și nu asta i-ar fi jenat atât de tare pe cei de la RCS de la noi, cât faptul că nu aveau drepturile pentru acele țări. Da, asta e corect. Nu aveau drepturile pentru acele țări, ba le aveau, vorba celor de la circ. Ba le aveau pentru că Digisport deține drepturile de transmisie în Ungaria ale campionatului englez de fotbal. Chiar Digisport le deține, numai că nu se mulțumește să transmită doar pe teritoriul maghiar, ci transmite și în partea de centru și de vest a României. Dovadă sunt capturile pe care le vedem pe internet în aceste zile. El scrie Digisport 1 HD, aceeași siglă, aceeași grafică, exact ca la noi, numai că sub Digisport, în loc de direct, scrie L. A, înseamnă maghiară direct. Da? Deci iată că ei, de fapt, au mințit din mai multe puncte de vedere. Prima este chestiunea asta cu protejarea consumatorului. Nu poate să fie distribuit semnalul Eurosport România în Ungaria, Cehia și Slovacia, decât cu acordul providerului de cablu. În cazul nostru al RCS-ului. Pentru că Eurosportul nu este cel care îți introduce ție canalul în casă. El îți trimite semnalul, de-aia el se sprijină pe providerul de cablu, pentru că acesta, la rândul lui, să distribuie semnalul. Eurosportul nu are cum să intre în casa omului dacă nu este preluat, trecut în grila cablistului și de acolo manipulat mai departe de cablist. El nu are cum, pentru că eu nu am antenă satelit. Eu am cablu în casă. Pe cablu ăla eu nu văd Eurosportul decât dacă mi-l trimite cablistul. Deci este o primă minciună. Nu avea cum să ajungă în aceste case. Așa cum vorba unui forumist extrem de inspirat, nici Digi24 Iași nu se prinde la Budapesta. Da? Deși este în grila RCS-ului. De ce nu vă sună, mă, de la Budapesta sau de la Szeged sau de la Siofoc sau de la Coșițe? De ce nu vă sună telespectatorii indignați că intră Digi24 Iași? E, nu are cum să se regăsească acolo. Da, ce minciună sfruntată. Decât dacă cablistul l-ar introduce, dar cum să-l introducă în grila unui cetățean slovac sau maghiar sau ceh? Deci este prima minciună. Ca să vă explicăm celor care ne ascultați la această oră, acest semnal pentru English Romanian Premier League, cum se numește canalul ăsta făcut la Paris special pentru România, el este codat. Deci nu poate să fie captat de nimeni, de niciun cetățean, nici dacă aveți parabolă, nici dacă stați în mijlocul unui câmp și încercați să prindeți un satelit, nimeni nu reușește să prindă acest canal decât cabliștii din România care sunt abonați în mod legal la Eurosport și care plătesc pentru acest canal. Ăia l-au primit în virtutea contractului în plină desfășurare. Da? Asta este și comunicatul de la Eurosport. Am văzut ce a zis Adrian Ilie. Toți cei care au contract cu Eurosport au primit acest program. Nu era nicio chestiune. Primeai codat exact limbajul, acum se face la orice televiziune, da? Ce mare șmecherie. Tu achiziționezi mâine un meci amical, Brazilia-Anglia, pe Maracana. Da? Primești semnalul de la difuzor. Printr-un cod, bineînțeles, tu nu poți să difuzezi meciul ăla dacă n-ai plătit. În momentul în care ai făcut plata, ei îți trimit semnalul. Orice televiziune din lume știe acest lucru, altfel cum să difuzezi meciul? Cumperi campionatul mondial de fotbal din Brazilia, da? Trebuie să plătești pentru el. În momentul în care ai făcut contractul, ai virat banii în cont, primești semnalul prin baza unui cod. Eu, de exemplu, dacă n-am plătit, sunt postul de televiziune, să zicem, Taraf TV. N-am achiziționat. Cum să prind campionatul mondial de fotbal din Brazilia? Că nu-mi vine semnalul ăla. Eu pot să-l interceptez, dar este codat. Dacă nu știu codul ăla din 30 de cifre, ca un cod bancar, cum să-mi intre meciul? E simplu, da? Deci nu poți să păcălești pe nimeni. Acest canal nu avea cum să fie difuzat în țări care n-au plătit pentru el. E simplu. Da? El nu era, s-a adresat doar României. Atenție, ce minciună gogonată. Că domnule a intrat din greșeală și noi de aia l-am scos ca să ne protejăm consumatorii de acolo. Nu putea să intre nici măcar accidental. Tot așa cum mie nu-mi intră Canal Plus niciodată pe cablu. Înțelegeți? Nici n-are cum să-mi intre dacă providerul de cablu nu plătește pentru el. Cehul sau slovacul nu plătiseră pentru Eurosport România. De aia au făcut o nouă frecvență la Paris,
pentru că dacă făceau această nouă frecvență, nu exista nici măcar o posibilitate dintr-un milion ca acest canal să se rătăcească și să fie prins de cineva. Semnalul la satelit este un sport internațional diferit de programul cu Premier League pentru România. Deci nu avea cum să fie prins. Da? A doua chestiune, și asta este de caz penal și de asta trebuie să o și sesizăm pe toate căile posibile. Protejarea consumatorului este foarte corectă, chestiune că altfel n-ar mai exista drepturi de transmisie și Taraf TV ar transmite și el toate campionatele de fotbal din lume, da? Numai nu are drepturile pentru niciunul și atunci nu o face. Deci este firesc să protejăm aceste chestiuni, numai că nu văd cum proteja RCS-ul interesele cabliștilor din, sau consumatorilor din Ungaria, Cehia și Slovacia, când el pe teritoriul României difuza ilegal campionatul Angliei de la canalul omonim maghiar, pentru care n-avea drepturi. Sigur că ăia nu se plângeau din Ungaria, pentru că erau tot ei. Dar ei cumpăraseră acolo și împăcaseră și capra și varza. Deci, da, acum aflăm de ce nu s-au mai omorât ei să cumpere Premier League pentru România. Îl cumpăraseră în Ungaria și îl difuzau în zona de Transilvania. Am înțeles că și la Târgu Mureș mi-a scris cineva, există acest canal. Pe vremea când eram eu acolo, nu era. Bun, există deci la Oradea, la Arad, la Timișoara, la Târgu Mureș, probabil și în multe alte localități, o fi la satul mare, o fi... Deci toată populația aia din zona de centru și de vest prinde English Premier League. Ce motiv mai avea atunci RCS-ul să preia semnalul de la Eurosport? Canal cu care este în conflict și cu care este la sfârșit de contract pe 31 decembrie 2013. Dar, încă o dată spun, este dublu caz penal, pentru că, unu, ei emiteau ilegal pe teritoriul României acest DigiSport Who, n-are voie să intre cu meciurile din Premier League, n-are voie, pentru că ei în România nu au aceste drepturi, și doi, și-am păcălit și și-am mințit consumatorul din România, adică cei 4 milioane de oameni abonați în România, cărora nu le-au oferit dintr-un motiv pe care ei îl cunosc și pe care n-au vrut să ni-l expună, nu ne-au spus direct, bă, noi suntem în conflict cu Eurosportul, nu vrem să vă dăm meciurile, nici atunci n-ar fi fost legal, pentru că contractul este în vigoare până la 31 decembrie, și noi am fost văduviți de aceste transmisiuni, deși plătisem pentru ele. Noi plătim câte 10 cenți pe lună, în fiecare lună, pentru Eurosport. Deci aveam dreptul la acest program care se difuza în contru contractului, da? E ca și cum tu ai un canal de televiziune și vine unul și spune, bă, îți dau cadou filmul ăsta. Este un film de Oscar, să-l difuzați pe Pro Cinema sau pe TV1000. Și ăia spun, nu, 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 noi nu-l dăm, că este un film cu niște imagini care nu corespund, nu vrem să vadă lumea, nu știu ce, e ilegal. Atât timp cât difuzorul tău, cel care face programul respectiv, introduce acest program. Deci ăsta era programul pentru România. Rom Telecom a venit și a spus că n-a fost pregătită. Da? Erau pregătiți să ia banii abonatului cu o lună jumate înainte, să-și bată joc de el, să-l facă praf și pulbere, să nu vină nimeni să-ți repare că n-ai probleme și așa mai departe. Dar când au primit semnalul de la Premier League, joi au fost informați, s-a făcut notificarea și CNA-ul confirmă. Eurosport a procedat absolut legal. A trimis și la CNA notificare că se va modifica grila. Le-a spus cabliștilor că le pune la dispoziție decodoare. I-a informat de joi. Aveau o zi jumate până sâmbătă la ora 14:45, când a început Liverpool Cardiff, să se pună la punct. Dacă nu reușeau în ziua de vineri, nu reușeau sâmbătă dimineața, trebuie să contacteze Eurosport. Ei ar fi ajutat, le-ar fi spus ce au de făcut, dar cum dracu să nu știe? Alții cum au putut? UPC cum a reușit? Orange cum a reușit în acest interval? Rom Telecom n-a fost gata, bă! Până sâmbătă, bătând un joc de telespectatori. Și acum, să nu uităm să semnalăm și chestiunea de la UPC, da? Care au reușit să transmită, dar ei sunt în ilegalitate cu alte campionate. Între timp au fost sesizați cu pachetul de programe Pannonia, unde sunt canalele alea ungurești, pe care și că le poate accesa oricine, de oriunde din România, contactezi, dai un telefon la UPC și îți introduce pachetul ăla contra nu știu câți, un euro sau doi. Așa, acolo s-ar afla canalul Sport Club Hu, canalul unguresc care are drepturile pentru Ungaria ale campionatelor Franței și Italiei. UPC n-a plătit pentru ele, dar acest canal emite în România, atenție, din culpa UPC, nu din culpa Sport Club Hu. Ea nu poate să intre pe grila UPC cum nu intră nici Canal Plus sau TF1.
Aia nu sunt gri la UPC, da? Pentru că UPC n-a plătit pentru ele. Deci, acel canal, atenție, a intrat în grila UPC cu acordul celor de la UPC. Altfel nu putea să intre. Așa și cu Eurosportul în Slovacia și în Ungaria, că el nu intră singur. Uitați-vă, duceți-vă acasă și dați drumul la fân sau la mașina de spălat, vedeți să prinde Eurosport acolo? Nu. Așa e și aici. Dacă tu nu-l introduci, el nu intră. Înțelegeți? Deci cu acordul UPC, acest canal, UPC-ul care n-a dat niciun chior pentru niciun campionat, așa, să lăfăie văzând campionatele Italiei și Franței, pentru care RCS-ul și Rom Telecom au plătit și ei milioane de euro ca să-l difuzeze. Deci iată în ce țară trăim, dragi ascultători. O să revenim după o pauză. Eu nu înțeleg, să știi, supărarea unora, pentru că, bun, n-am mai avut Premier League în acest weekend, pe la cabliștii noștri, dar în schimb l-am putut auzi pe Toașu Coban, a povestit despre Icarii moderni. Da, ce? Sporturile cu schiurile nu vă plac? No, stai să spun ceva. S-au gândit și la asta cei de la Eurosport. Deci nu se pierdă decât la RCS. Toți cabliștii, și cu asta după aia luăm pauză, toți cabliștii care au Eurosport SD și Eurosport HD, văd pe Eurosport SD Premier League și în același timp pe Eurosport HD celălalt program, adică săriturile cu schiurile. De nu ești dezavantajat. Ei nu schimbă. Sunt doar atâta că se ramifică programele și unii sunt într-o parte și au și spus asta. Premier League deocamdată n-a fost achiziționat pentru a fi transmis în HD. A fost achiziționat pentru programele SD. Nu se vede HD în România, chiar dacă tu ai televizor HD. Se vede Bundesliga HD pe Eurosport 2. Deci Sorin Hobana cu săriturile cu schiurile era în HD în același timp cu meciul. Tu comutai de pe unul pe altul, ambele erau programe Eurosport internațional, da? Numai că unul SD și unul HD. De exemplu, Rom Telecom așa are. Și UPC-ul are Eurosportul și în SD și în HD. Deci acolo nu pierdeai. Doar pe RCS, care n-a achiziționat niciodată Eurosport HD, pentru că era un conflict cu ei și nu interesa. Din motivul ăsta la ei nu se putea vedea și săriturile cu schiurile. Luăm o pauză și ne întoarcem. Avem și un cadou, un dar de Crăciun, îmi spunea cineva zilele trecute. Copiii mai nou îl numesc pe Moș Crăciun Moș Cadou. Așa se numește, mi se pare o denumire mult mai potrivită. Uite, altă chestie care ne enervează. Toată tevatura asta cu Moș Crăciun a devenit o chestie de un mare prost gust, așa, mai ales la oraș. Noi am luat de la americani prostia asta. La fiecare colț de stradă vedem câte un fraier îmbrăcat în Moș Crăciun. Ei au gândit-o ca să mai sporească vânzările. Personajul, actorul sau cum vreți să-i ziceți, figurantul îmbrăcat în costum ieftin și cu barba aia hidoasă, a fost inventat de proprietarii marilor rețele de magazine în Statele Unite. Am împrumutat și noi chestiunea asta în Europa, numai că în România cel puțin a luat o amploare de neprevăzut cu 2-3 decenii înainte, când nici nu aveam voie să-i spunem Moș Crăciun, îi spuneam Moș Gerilă. Pentru copii a devenit un chin. Toată magia aia a momentului, a așteptării moșului care apare noaptea, e un personaj invizibil, nu-l vede nimeni niciodată, lasă cadourile, lasă darurile pentru copii, s-a dus dracului. Acum sunt târâți copiii prin mall-uri, pe la grădinițe, pe la școli, unde văd un papagal de ăsta îmbrăcat în Moș Crăciun, totdeauna vorbind cu vocea aia, cu, nu știu cine a inventat prostia asta, că moșul trebuie să vorbească. Bine v-am găsit, copii! Deci trebuie să fie senil și ramolit. Toți sunt așa. Moș Crăciun, nu pricep. copii. Da. Și sunt chinuiți copiii, sunt siliți să... E o corvoadă pentru ei. Am văzut că am mai fost pe la grădințe, pe la școli. Trebuie neapărat să recite poezii. Majoritatea nu vor. Ei vor darurile, vor să se bucure de cadouri, mă. Nu să-i chinuiți voi să-i faceți papagali vorbitori. S-a dus naibii și chestia asta cu Moș Crăciun. Dacă vreți să vedeți tradiții și să vedeți de unde a pornit chestiunea asta și cât de frumos e ambalată și ce semnificații are, duceți-vă pe la țară, că prin unele regiuni ale țării au rămas tradițiile, s-au păstrat și o să vedeți acolo colindători, o să vedeți familia participând fiecare, cu mic, cu mare, făcând câte ceva pentru sărbătoarea Crăciunului, cu totul și cu totul altceva.
La noi acum aveți Moș Crăciun pe stradă. Păi, dacă vede copilul 10 exemplare jalnice de Moș Crăciun, oare o să mai creadă în chestia asta? O să-i mai spună ceva? O să-i mai transmită ceva? Nu-i mai chinuiți pe copii. Lăsați-i să se bucure de daruri, să se joace, nu-i mai târâți, mă, prin magazine, nu-i mai obligați să se pozeze cu fiecare prostănac de ăsta îmbrăcat în Moș Crăciun la fiecare raion deschis. În zilele astea, de fapt, toate sunt deschise prin mall-uri și hipermarketuri, cresc vânzările, nu-i așa? Lăsați-i în pace, măcar pe copii lăsați-i în pace, nu-i mai chinuiți. Așa și cu Moș Cartianu, care a lansat o carte de colorat despre Revoluția din 89. Un alt tip de Moș Crăciun original de data asta. Găsim știrea pe Times New Roman. Grigore Cartianu a lansat o carte de colorat despre Revoluție. Cea mai recentă carte a jurnalistului și scriitorului Cartianu se adresează celor care vor să afle adevărul, nu-i așa, despre evenimentele din 89 și să învețe să coloreze în același timp. Bă, eu m-am săturat de cât adevăr am avut despre Revoluție. Minciuna despre Revoluția din decembrie 89 nu poate fi povestită nicăieri? Păi a fost povestită în fiecare an. Ni se spune că e Revoluție. Păi mai minciună mai mare. Da, nu știu, dar într-un cadru oficial așa, adică să... Ai auzit tu vreodată să ți se spună așa? Iată minciuna despre Revoluția din... Nu! Ni se spune, iată adevărul despre Revoluția din... Pe asta spun că aici e problema. Vreau să am și eu într-un cadru oficial să pot să mă rămâi, să spun, uite, dune, așa s-a spus adevărul, așa s-a mințit. Să vedem, sunt la fel sau nu. Dacă sunt la fel, înseamnă că într-o parte e o problemă. Eu n-am văzut nicăieri, nici de la Caramitru, nici de la Iliescu, nici de la Dinescu, nici de la Gelu Voican Voiculescu, nici de la Dincă. Eu n-am citit de la niciunul, nicăieri, n-am auzit. La radio, la televiziune, în presa scrisă, minciuna despre Revoluția din... Nu! Totdeauna se spune că e adevărul. Că acum el o fi o minciună, știu, e ambalat altfel, tată. Păi tu la fel plătești pentru adevăr și pentru minciună. Nu sunt termeni diferiți. E ca și cum într-un sac de-al lui Moș Crăciun, vorba ta, ar fi o pungă de bomboane și un sac ar fi gol. Păi e același lucru. Nu, vreau și eu să am minciuna, trebuie să ne mintă ăștia despre Revoluția din decembrie. Nu mai spun adevărul, că adevărul tot vedem de 24 de ani. Trăim numai în acest adevăr, cum a făcut Revoluția, ce bine ne-a fost atunci, ce bine o să ne fie. Uitați, lasă-vă, mințiți-ne puțin. Sărbătorile înseamnă și minciună, mă. O minciună spusă frumos. Mințiți-ne, tată. Nu, spun și femeile așa, măcar să mă mintă, dar să mă mintă frumos. Avem nevoie de minciună. Lăsați-o că m-am plictisit de adevăr. Numai adevărul, numai cinste, numai de... Când de fapt cu asta n-am ajuns nicăieri. Vreau... Minciuna înseamnă invenție, înseamnă tact, înseamnă imaginație, înseamnă evadare. Ăsta-i, bă, asta-i minciuna. Ce să tot îmi spui adevărul? M-am plictisit. Minciuna asta ar fi, vă spunem noi, n-a fost Revoluție, ci lovitura de stat în 89. Asta nu s-a spus, vezi? Nu s-a zis niciodată așa ceva. Deci, asta încă poate să fie încadrată la minciună. N-am auzit nicăieri, în mod oficial, să se spună așa ceva. Sigur, oamenii ăștia au reușit să dea lovitura de stat cu complicitatea cancelariilor, atât occidentale, cât și cele de la Est de Prut și Nistru. Din păcate, nu i-a interesat pe cei din Occident cine preia puterea. Au fost interesați doar de căderea zidului Berlinului și au asistat indiferent la ce s-a întâmplat în România. În definitiv, nu sunt de condamnat. Nu ei trebuie să ne promoveze interesele. Noi trebuie să ni le promovăm. Nici n-aveau voie. Ce să-ți impună Occidentul un președinte? Ce revoluție aia? Ne-au lăsat să ne facem de cap și acum dau cu noi de pământ, așa merităm. Ce le facem dacă... Nu știm să alegem, n-am învățat nimic în aproape 25 de ani. Sărbătorim așadar și Crăciunul, făcând din asta o minciună cu barba, cu hu-hu-hu și cu, v-am spus, costumul ăsta ieftin, găsiți în piața obor, de pildă, costă 10 lei, dacă e posibil așa ceva. Deci cu 10 lei vrei să faci tu seara de Crăciun mai frumoasă copilului. Știți că mulți ăștia mai cu dare de mână își aduc și acasă cât un personaj de ăsta împăiat. Numai că personajul nu poate veni la ora la care, să zicem, s-ar cuveni, adică pe la 12 noaptea sau după 12 noaptea, el vine cu 3 zile înainte, că așa e programul.
are de vizitat tot blocul. Și atunci, proștii de părinți cheamă copilul la pom cu 3 zile înainte să vină Crăciunul, nu-i oferă nimic și când ăla mic întreabă, da, cadourile, cadourile peste 3 zile când e Crăciunul. Păi moșu, atunci de ce a venit? Păi a venit că nu putea mai târziu, știi? El trebuie să meargă pe la toți cu tot felul de texte de-astea de 2 bani. Dar și că să știi ca idee, Moș Crăciunul ăsta de care spuneai, inventat de americani, de marile magazine, de... a fost o idee genială, bineînțeles. Pentru că ăia, ideile lor de comerț, toate au fost geniale. Comerțul ăla e, mă. Pe ei nu interesa pe mari manageri, pe marile rețele, pe publicitari. Pe ei nu interesa magia copilului, prostul ăla care stă și... Da? Pe el interesa să-și vândă el, tăticule, ceea ce a fost fabulos. Și ăsta este de nivelul Pepsi și Coca-Cola. De altfel, au și asociat foarte multă vreme moșul cu băuturile astea, dacă nu cum au mai fi și astăzi. Și a fost extraordinar de bine gândit. Așa ceva nu s-a inventat niciodată. Este cea mai reușită invenție și asociație. Asta le-a adus, bă, miliarde. Asta înseamnă business. Nu căcaturile astea pe care le vedem noi, să chinuie, să găsească câte o variantă de să-ți ofere un 5% de reducere, dar de fapt te păcălește când intri în magazin. Nu, tata, asta a fost. Asta cu moșul, care acum a prins absolut peste tot, este genială. Genială, au băgat moși prin magazine. Sigur că povestea a pierdut, legenda, nu interesează mă pe aia. Atenție, hai business-ul, calcă și peste cadavre. Important este să-și vadă și au reușit cu această chestiune, pentru că asta prinde oriunde, mă. Moșul ăla pe care îl vezi tu cu sacul pe hipermarketuri, împărțind pe la copii, adunându-se bunicii în jurul lui, bonele în jurul lui, câinii, tot ce-i ieșit la plimbare la ora respectivă, este până la urmă o reușită mondială. Și nimeni nu se plictisește de ea niciodată. Uite, un prieten, regizor, îmi scrie că a văzut un Batman îmbrăcat în Moș Crăciun. Da. Să-l felicit cu această ocazie pe Adi Popovici. Am văzut că filmul lui a fost înscris în categoria, a fost înscris la categoria Oscarul pentru cel mai bun film străin. Mai avem și de-astea, să știți, prin România, dar nu intră în zona asta a Crăciunului. Nu avem nevoie noi de cultură. De Crăciun avem nevoie de sarmale, cârnați și alte bunătăți și de... expirate de prin magazine. Ăla, de Macaulay Culkin. Aoleu, da. Mă, frate, da, știi că ăla face în continuare audiență, da, maximă. Am văzut, da. Este incredibil. Între de 500 de ori, da, l-au văzut românii și nu se satură, mă. Între 2 și 3 milioane de telespectatori pe film. Mai e și antipatic băiatul ăla. Ca să nu-mi aduc aminte și de alte lucruri, gurilele spun că ar fi fost iubit al Michael Jackson. În fine, trecem peste asta, da, mă. Mă, de 500 de ori nu v-ați săturat să vedeți porcăria aia de film, ultima mizerie, ultima ordură, nici măcar în categoria film comercial nu poate fi încadrat, este o tâmpenie. Da. Numai noi românii suntem în stare să vedem de 500 de ori, același film prost. Nu înțeleg, nu înțeleg. Au încercat sociologii, criticii de film, o mulțime de oameni să ne explice care e mecanismul, de ce se uită oamenii, că magia Crăciun, nu. Da. Nu înțeleg. Pur și simplu. Că e un film prost, nu de altceva. Nu se întâmplă mai nimic în film. Nici comedie nu se poate numi, nici horror. Ar putea fi horror dacă mă uit la fața personajului principal, dar nu e nici horror. Nu știu în ce categorie ar putea intra prostia. Au mai fost filme cu tema asta mult mai reușite. De ce tocmai ăsta? Aici ne demonstrează totuși colegii de pe la televiziunile comerciale că își cunosc meseria. Adică știu pe ce cal să mizeze. Calul ăsta așa răpciugos cum e, uite că e cerut în continuare audiențe de 2-3 milioane de telespectatori, da, nu mai știu ce am văzut. Așa nu, fac, nu? Da. Bă, nu vine să cred. Facem noi mișto de ăștia de la ProTV, bă, dar ei merg la sigur cu Academia de Poliție și cu Singura Casă. Ăla nu l-au mai difuzat, să știi, în ultima vreme a ieșit. Cred că au sunat ăia și au zis, mă, voi băbateți joc, mă. Vă l-am dat odată, dar n-aveți voie să difuzați chiar de 1 milion de ori. Nu mai dau Academia de Poliție. Poate că există o limită, totuși, a bunului simț, nu știu. Când cumperi un film, dar asta nu mai costă nimic, mă, colig ăsta. Acum îl dai gratis. Ai plătit odată, este exact ca la DVD.
ai cumpărat un DVD, păi o plătești tu singură dată, mă. O să te uiți la filmul ăla de 600 de mii de ori, dacă vrei. Ai plătești o singură dată pentru el, așa e și aici. Nu cumva să credeți că ProTV-ul mai dă vreun ban la 14-a difuzare a lui singur acasă. Nu dă niciun ban, bineînțeles, cum să mai dea. Cumpărat drepturile. Nimeni n-ar putea să vândă sau să vândă un film dacă toate difuzările i-ar costa nu știu cât. Nu ți-l cumpără nici dracu. A cumpărat odată și era, sigur, un film comercial făcut tot așa. Bună ideea ălora în Statele Unite, că filmul s-a vândut peste tot în lume, absolut, le-a ieșit chestiunea asta. Da, la revedere, tată, nu e... Am mai avut noi alea cu Iisus, ții minte? Erau niște filme cu Iisus la un moment dat. Da, el a făcut pe banii Vaticanului, al lui Zefirelli, Iisus din Nazaret. Ăla, se difuza în fiecare an, tot așa. Deci când veneau sărbătorile, îl vedeai pe ăla. Așa, ăla al lui Zefirelli. Pe ăla de Paște îl difuzează ai noștri. Da, ăla de Paște, da. Și ăla tot timpul se dădea ăla. E ca melodia aia lui Oamă aia, al lui George Michael, aia de Crăciun. Bă, da. Tată, aia am auzit-o acum, chiar astăzi o auzeam la radio, mă gândeam, bă, frate, tot asta o ascultam și în clasa noua de Crăciun. Senzațional, bă. Deci așa sunt și cu asta, aceleași lucruri, mă, și mai rămâne sigur eternul Hrușcă, vorba publicitarilor, Pălăruiler, normal. Așa au început deja să facă miștori de el, da, târziu, după ani, și a nici nu mai venit Hrușcanul ăsta, că cred că deja ar fi aruncat lumea în el cu borcane de zacuscă și cu ouă. Și-a venit mintea la cap la bătrânețe. Da, bătrânețe. Mă, a strâns, dă, dracu, a avut concert la Boston, păi aia încă mai prostește pe românii din SUA și din Canada. Așa și ăla, venea în fiecare an și plictiseală. Auzi aceleași melodii, te uiți la aceleași filme, vezi aceleași lucruri de fiecare dată. Mănânci aceleași lucruri, unde-i mă până la urmă? Ce magia, spiritul, că... ce dracu mă, ți se face rău numai de prin octombrie când te gândești că trebuie să îngurgitezi aceleași lucruri în fiecare an. Niciodată nu se schimbă nimic. Sport Total FM, mai mult decât fotbal. De ce? De mere. 11 metri, 100% natural. Așa sărbătorim noi Crăciunul cu un moș Crăciun impostor, îmbrăcat în hipermarketuri și adus acasă pentru aceia mai snobi dintre noi. Cu Ion Iliescu și ceilalți politicieni, da, care au pus România pe butuci. Încă pe asta nici nu știu cu adusul lui acasă. Păi că sunt unii care... Da, așa fac. Sigur. Mulți. Îl aduc acasă, dacă ai adus-o pe Patricia Cas, de ce să nu-l aduci pe Moș Crăciun? Bună asta, deci să o notăm chestiunea. A ieșit astăzi, în timp ce vorbeam noi aici, a ieșit Digisport Ungaria de pe cablul Transilvania. Acum, să sperăm că a ieșit de peste tot. Dar e prea târziu. Asta mi se pare, cum să spun, este un reviriment de tipul Gică Popescu. L-a prins Gazeta Sporturilor atunci că nu-și plătise impozitul. 500 de mii de euro uitase să dea statului. Și Gică Popescu a zis, păi da, mă duc acum să-i plătesc. Haideți că plătesc. Așa și ăștia. I-am demascat noi. Și alții, bineînțeles, care au trimis aceste capturi. Noi n-am făcut decât să preluăm ce au zis unii. Eu n-aveam de unde să știu. Eu la Târgu Mureș n-am mai ajuns de 3 ani. Unde dracu să le mai văd? Da, cei care locuiesc în Transilvania, probabil printre ei și Călin Mateș, tot un impostor, care ne transmitea nouă despre meciurile din Biel, acolo le vedea. Bă, Digisport Ungaria, că unde să le vadă? Da, nu cred că stătea pe internet. Prost ar fi fost să se fie uitat pe net, când ne putea vedea HD pe televizor cu un abonament de 20 de lei pe lună. Da, da, e prea târziu, asta vreau să spun. E, acest Digisport Ungaria funcționa, o să aflăm noi exact de cât timp, că încoată vă transmit, în audiovizual urmele nu se pot șterge. Deci să știe exact de când emite acest canal, trebuie doar un pic cercetat acolo. Și la fel și cu UPC-ul, cu programul Pannonia, cu campionatele Franței și Italiei transmise ilegal în România de unul care n-are drepturile. Deci, iată că impostura era lungă, da? Era o minciună, nu cu picioarele scurte, ci cu picioarele lungi, că uite că mergea în continuare, dar noi, da? Ăștia care trebuia să fim protejați,
Nu slovacii, cehii și ungurii. Pentru că RCS-ul este o companie românească. Ei trebuia să protejeze consumatorul din România. În primul rând, sigur, să-l protejeze și pe ăla din Slovacia și din Cehia. Că și ăla e un partener de afacere a lui. Dar în primul rând pe ăsta din România, mă. Ne-a șunta pe noi pentru că ei n-aveau niciun interes, iată. Transmiteau, de fapt, acest campionat pentru zona care e interesată. Ei sunt unguri, da? Șeful lor este maghiar. Și atunci ei își vedeau acolo meciurile liniștiți chiar în comentariu în dulcea lor limbă. Nu interesa că la Iași, la Craiova, la București, la Pitești, la Constanța, la Galați sau la Brăila acest campionat nu pătrunde. Nu interesa. Da? Ei își făceau mendrele acolo liniștiți că nu putea să-i denunțe nimeni. Consumatorul nu avea niciun motiv să o facă. El se uita, primea moca, chestiunea aia, nu știe el, cu drepturi de autor. Atenție, în Uniunea Europeană distingi, domni, asta este cea mai mare pungășie. Piratajul intelectual, aici intră și asta. Fals, uz de fals, ați auzit de astea? Da? Piraterie intelectuală, este ca și cum eu aș transmite acum un concert ăsta, nu știu, Michael Jackson de la Parastas. Parastasul lui Michael Jackson de nu știu câți ani, da? Fără să am drepturile. Sau, nu știu, un concert live al unuia care trește, Barnab, al lui Roger Waters. Live Roger Waters în Bahamas. Mă duc eu și iau semnalul de acolo și îl dau gratis acasă. Nu-i voie. Dacă n-ai plătit pentru el, voi n-ați plătit pentru chestiunea asta. E sigur că e difuzat. Îmi piratez eu de la MTV Live sau de la RTL sau de la Primera sau nu știu ce canal. Și îl dau și în România. Bă, stați un pic, așa oricine ar transmite orice, mă, n-ar mai fi nicio problemă. Nu-i corect. Nu-i corect și trebuie să avem curajul să spunem aceste lucruri, pentru că poate că alții nu au curajul respectiv, că le e frică de nu știu ce. Nu, uite că la noi nu-i cazul. Și o să vă tocăm pe chestiunea asta până când o să o pățiți. Dar sigur că nu noi suntem cei care dăm amenzi. Noi nu avem nicio putere în chestiunea asta, dar pentru că suntem jurnaliști trebuie să semnalăm. La presă nu vii să-i pui pumnul în gură. Ați înțeles? Și eu o să mă duc personal la CNA, am transmis și aseară, bă, personal la CNA să fac această sesizare, dar nu va fi o sesizare de asta simplă a lui Vădană Gheorghe din Târgu Lăpuș, care trimite și el. Nu, tată, mă duc eu personal la CNA și sesizez împotriva acestor mega abuzuri. Da? Pentru că mie nu convine să vă bateți joc. Eu sunt un abonat, am și spus aseară, și la RCS și la Rom Telecom. Eu îmi plătesc abonamentele, tată. Eu sunt un client fidel la televiziuni, la orice. Eu oriunde sunt abonat, îmi plătesc totul la timp. Eu n-am restanțe la nimic niciodată. N-am un cent datorie la stat. Îmi plătesc întotdeauna toate. Bă, tată, vreau să fiți corect și voi cu mine. Ați înțeles? Nu-ți mă trageți pe mine de păsfoară. Asta e discuția. Și mai ales într-o chestiune în care avem toate drepturile. Cazul ăsta. Există un contract, mie trebuia să-mi dai conform contractului. Nu-ți mă păcălești. Că tu nu erai gata, că drepturile și ce. Aici în România drepturile existau, da? Tu ai un contract cu respectivul? Ai. Contractul este încă în vigoare. Atunci trebuia să-mi dai acest program. Nu mi l-ai dat, te dau în judecată. E simplu. Și dacă tot se apropie Crăciunul, hai să vă spunem și o minciună. Mă rog, v-am mai spus-o pe aia cu lovitura de stat, dar una proaspătă. Vlad Chiricheș e dorit de Mourinho la Chelsea. Asta a emanat probabil tot dinspre zona aia la de nord a Bucureștiului, în apropiere de DN1. Da, bănuiesc. Nu te costă nimic. Păi zic că el e la Londra, Chelsea e tot acolo. Adevărul e că ați văzut cum arată clasamentul în Anglia. E mai strâns ca oricând, frate. Și în momentul de față spui să-ți permiți orice acolo. Ce mi-e Chelsea, ce mi-e Tottenham, ce mi-e... Toate echipele sunt practic în același număr de puncte. Deci între Manchester United locul 8, și care evident că n-a ieșit din cărți, da, și Liverpool locul 1, o diferență de 8 puncte. Asta e nimic între primele 8 clasate.
iar primele patru echipe să țină două puncte. Avem meci în seara asta, Arsenal cu Chelsea. Practic, oricare câștigă e pe primul loc. Da? Deci, deși locul întâi este ocupat de Liverpool. Rar ai parte de așa ceva. Nu au mai fost ăștia pe primul loc de pe vremea când eram mare, domnișoară. Liverpool? Da. Da. Nu vor mai fi după seara de astăzi, nu probabil. Golaverajul mă interesează mai puțin. N-are prea mare importanță la golaverajul în momentul ăsta, cel puțin al sezonului, pentru că numărul de puncte. Chelsea, care e pe locul 5, ajunge la nivelul lui Liverpool dacă bate astăzi. Chiar și Tottenham, ultimii loseri, da, sunt pe locul 7 la doar 6 puncte de Liverpool. Deci nimic. Nimic. S-au jucat doar 17 etape din 38. Nu are nicio legătură că sunt 6 puncte. Zero. Dintre toate aceste echipe de top, niciuna n-a pierdut mai puțin de 3 meciuri. Atenție, cu excepția lui Everton, care n-a pierdut decât o singură dată, dar care nu este candidată la titlu în mod firesc. Sigur că pot să-l câștige și ei, dar ei nu sunt candidați la titlu. Everton, de altfel, este echipa care din primele 7 clasate a câștigat cele mai puține meciuri. Dar a pierdut un singur joc. În afară de Everton, toate celelalte mari echipe, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham sau Manchester United, au pierdut cel puțin de 3 ori. Deci, iată un echilibru cam basme, frate. Deci este cel mai interesant campionat al Angliei de când se numește Premier League. Da. N-a intrat Mateș, n-a, nici nu ne interesează. N-a fost niciodată așa de disputat. Niciodată. Deci, încă o dată, spune Manchester United, care vine, are două victorii consecutive, totuși, deci nu este în cădere nici de cum, a câștigat fluierând ultimele două etape, este pe poziția 8, adică un loc catastrofal, care nu te duce nicăieri, este la 8 puncte de primul loc. Deci asta înseamnă mai puțin de 3 jocuri. Așa că între cele 8 echipe care sunt clasate acum pe aceste poziții, oricine să bate la campionat. Și așa ceva nu s-a mai întâmplat în Anglia, evident, niciodată, că la ei titlul era o afacere în 2-3, clar. De nici măcar locul 4 nu pretindea niciodată la titlu. Aia se băteau să-mi prindă și ei un loc acolo de tur preliminar de Champions League. N-are nicio legătură cu titlul. Și avem toate exemplele din lume. Echipe de genul Everton, Tottenham, Liverpool, chiar Manchester City în unii ani, Newcastle, se băteau pentru poziția asta, a patra, ei nu aveau nicio intenție de mai mult, să-mi prindă locșorul ăla. E astăzi, nu, toată locul 8 să bate la titlu. Să nu spuneți că Manchester United a abandonat lupta pentru campionat, că loseria de la Liverpool au 8 puncte mai mult. E nimic asta. Nimic, tată. Păi da, ce contează că ai 8 puncte în plus când tu mai ai de jucat cu toate 7 echipele de sub tine? Da? Chiar de două ori în unele situații. Atenție! Chiar de două ori în unele cazuri, pentru că nu s-a încheiat încă turul. Deci ai de jucat cu toate astea. Toate aceste echipe au de jucat între ele. Păi da, atunci ce să conteze? Bineînțeles că e nimic. Da? Și încă o dată, primele 4, deci echipele de Liga Campionilor, se țin în 2 puncte. Meritam să nu vedem meciurile din campionatul Angliei, deși ne-au fost cumpărate. Băi, eu zic că meritam. În condițiile astea, la ce să te uiți, mă? Nu e nicio miză, practic, în Premier League. Absolut nicio miză, nici la retrogradare, unde tot așa. De la locul 15 în jos, toate echipele se bat pentru retrogradare, probabil că și mai sus, că practic, aș zice, de la Stoke City în jos se bat toate. De la locul 10, toate... Singura echipă în momentul de față care teoretic n-ar lupta pentru nimic este Southampton, care 24 de puncte, n-are nicio șansă, evident, la primele 4 locuri, la 10 puncte de Everton, și oricum nu sunt ei echipă de Champions League, și nu are nicio emoție cu retrogradarea, întrucât are 11 puncte peste Crystal Palace. Crystal Palace ne reușind decât 13 puncte aproape într-un tur de campionat. Deci e greu să mai facă încă 13 și în retur. Poate că le va face, dar oricum, de-abia a strâns atât până acum. Așa că Southampton este singura echipă despre care se poate spune în momentul de față în Anglia că n-are nicio grijă după înfrângerile pe care le-au suferit. Că în ultimele 5 meciuri Southampton n-a bătut pe nimeni. Deci din motivul ăsta
a ieșit din cărți această echipă, dar totuși a agonisit suficient cu 6 victorii până acum în 17 meciuri, ceea ce e mult pentru Premier League, este mult, 6 victorii în 17 meciuri, s-a pus la adăpost. În rest, campionatul este împărțit în 2-8 echipe să bat la campionat și celelalte de la locul 10 în jos, practic 10 echipe să bat la retrogradare. În orice caz, Moise a scăpat cu viață până acum, e la 5 puncte de un loc pentru Champions League. Deocamdată poate respira, da. Continuă și în Cupa Ligii și în Liga Campionilor. Manchester stă bine că joacă cu Hull City, deci în Boxing Day acum, nu e un meci foarte greu. Dacă scot 3 puncte și acolo, vor profita de ciomăgeala directă care are loc. Atenție, Liverpool joacă cu Manchester City. Deci primele două clasate în momentul de față se întâlnesc de Boxing Day, iar locurile 3 cu 5 se întâlnesc astăzi. Deci într-un interval de 3 zile, între primele 5 sunt 2 meciuri. Manchester United profită deocamdată că mai poate să strângă 3 puncte cu Hull City. Tottenham joacă cu West Bromwich în Boxing Day, teoretic ar trebui să-i bată. Newcastle joacă cu Stoke, teoretic ar trebui să-l bată, și în rest sunt meciurile astea nasoale. Everton are și ea cu ultima clasată, cu Sunderland, în Boxing Day, dar vin astea două meciuri. Spuneam, Manchester City-Liverpool și în această seară Arsenal cu Chelsea. După care iarăși o pleașcă pe 1 ianuarie, unde iară se bat între ei. Sunt tot așa două meciuri între echipele de frunte. Deci, în aceste confruntări, sigur că unii vor pierde puncte, clasamentul nu va rămâne etern așa, pentru că la un moment dat se va produce o ruptură. E clar că nu pot să țină toți ritmul, dar în momentul de față niciuna din aceste 8 echipe n-a pierdut nimic. Pe metri. După noi, potopul.